Luptă pentru funcția de președinte al Colegiului Medicilor Gorj. Postul este râvnit de 33 de medici care și-au depus candidaturile. Printre aceștia se numără și doctori acuzați de malpraxis. Timp de 3 zile, doctorii gorjeni votează pentru șefia Colegiului Medicilor. Timp de 3 zile, respectiv 24, 25, 26, se desfășoară turul 2 al alegerilor pentru Colegiul Medicilor din județul Gorj. Avem depuse candidaturi în număr de 33 de candidaturi. Sunt așteptați un număr de 646 de membri ai Colegiului Medicilor din Gorj să voteze. Alegerile se desfășoară de la ora 8 dimineața până la orele 20 în toate cele 3 zile. Pentru cei înscriși în cursa pentru șefia instituției ce dă verdictul în cazurile de malpraxis, se numără și medici, cercetați, penal, dar și doctori demiși din conducerea Spitalului Județean în urma scandalului Tulic. Eu consider că toți colegii care au fost înscriși pe listă sunt medici de prestigiu, medici cu vechime, cu experiență multă și cred că au tot dreptul să candideze pentru o funcție în colegiu. Alegerile pentru șefia Colegiului Medicilor sunt la al doilea tur, deoarece la primul scrutin nu s-au adunat suficiente voturi.